Vino Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioșilor tăi și aprinde în ele focul iubirii tale. Cuvinte pe care le-am ascultat la începutul proclamării Sfintei Evanghelii de astăzi. Cuvinte pe care vreau și am voit să le repet, pentru că, într-adevăr, Duhul Sfânt să vină asupra noastră, să ne pătrundă inimile, să aprindă în inimile noastre focul iubirii sale, pentru ca să fim vrednici de darurile pe care El este dispus să ni le ofere. Iubiți frați și surori în Hristos, cu circa 5 ani în urmă, un tată de familie era pe patul de moarte. Avea în jurul său pe soția sa și cei 12 copii ai săi. Și le-a spus cu toată seninătatea: iată, zilele mele sunt pe sfârșite. Am luptat lupta cea bună, mi-am păstrat credința. Iată, aștept ca Domnul să-mi dea coroana meritată. Erau, de fapt, cuvintele Apostolului Paul. Vreau ca voi, dragii mei, să nu considerați că ați rămas orfani. Chiar dacă eu vă părăsesc acum, eu rămân în continuare tatăl vostru. Eu vă încredințez pe voi, dragii mei fii, vă încredințez mamei voastre, iar ție, scumpa mea soție, ți-i încredințez pe fiii mei și pe voi toți împreună vă încredințez prietenilor și rudelor. Și nu în ultimul timp, vă încredințez lui Dumnezeu și mă rog Duhului Sfânt ca El să fie mereu prezent în familia noastră. Eu de sus voi mijloci pentru voi, pentru ca voi să rămâneți uniți, pentru ca voi să trăiți în așa fel încât să fiți vrednici ca odată să ajungeți în ceruri și să ne vedem plini de bucurie. Gândindu-mă la această scenă, gândindu-mă și la Evanghelia de astăzi, la lecturile de astăzi pe care noi le-am ascultat în sărbătoarea Rusaliilor, am putea spune că cu apostolii, cu ucenicii lui Iisus și cu toți cei care îl urmaseră pe Iisus în viața lui pământească și ascultaseră predicile sale, s-a întâmplat același lucru. Mântuitorul îi pregătise din timp pe apostoli. Chiar dacă apostolii își făceau alte planuri și aveau alte viziuni asupra viitorului comunității lor mici, pe care apoi considerau că o vor mări din ce în ce tot mai mult, Iisus le spune: eu mă voi duce, mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Mă duc și voi veni iarăși. Mă duc, nu mă veți mai vedea, dar peste puțin timp mă veți vedea. Și nu vă voi lăsa orfani. Vă voi trimite un alt mângâietor care să fie cu voi, care să vă învețe, care să vă mângâie, care să vă sfințească, care să mijlocească pentru voi în continuare la Tatăl, așa cum am făcut-o eu.
Și iată momentul măreț al înălțării Domnului. Poate puțin teatral, poate că unii s-au gândit un pic de scamatorie, Iisus se înalță, ei îl privesc, continuă să-l privească și poate că dacă n-ar fi fost cei doi oameni îmbrăcați în alb, care le-ar fi spus, i-ar fi întrebat, ce faceți, ce așteptați, ce vreți? Acest Iisus va reveni. Poate că i-am găsit și astăzi acolo ca niște stane de piatră. S-au întors la Ierusalim și cu siguranță își puneau tot felul de întrebări. Se gândeau, oare acest Iisus cu care noi am stat 3 ani de zile, acest Iisus care acum ne-a părăsit, acest Iisus care nouă ne-a promis atâtea lucruri, în care noi ne-am pus toată speranța noastră, pentru noi, pentru familiile noastre, pentru poporul nostru, iată-l că a dispărut. Și mă gândesc că acolo când ei erau adunați în cenacul de frica iudeilor, cum ne-a spus și Evanghelia de astăzi, asta când mai era încă Iisus și li se arătase în cenacul și a suflat asupra lor și le-a dăruit pe Duhul Sfânt și le-a spus pacea să fie cu voi, pacea este cu voi, ei erau adunați ascunși de frica iudeilor, se temeau. Pentru că toată lumea putea să-i acuze, voi erați cu cel care a fost condamnat la moarte. Și mă gândesc că acolo în cenacul, Maria, căreia Hristos îi încredințase pe apostoli, așa cum a făcut-o cu Ioan, iată fiul tău, Maria cred că le spunea, de ce vorbiți în felul acesta? De ce vă gândiți în felul acesta? Eu îl cunosc pe fiul meu. Eu știu cine este fiul meu. Eu știu ce el a promis și știu că atunci când el a promis ceva, el s-a ținut de cuvânt. Și Maria îi încuraja pe apostoli. Erau 3 scenarii posibile după înălțarea lui Iisus la cer. Ca ei să se uite mereu cu fruntea în sus, cu ochii ațintiți, să-L mai vadă poate pe Iisus și să-L vadă poate întorcându-se, sau să se apuce să admire viața și faptele lui Iisus și eventual să spună și altora cine a fost Iisus, cum a fost Iisus, eventual gândindu-se ca și cum ar fi într-un muzeu, chiar dacă atunci când vedem o fotografie a cuiva drag care nu mai este, ne prinde tristețea, nostalgia, sau al treilea lucru ar fi fost poate un îndemn al Sfântului Petru, care conștient de misiunea pe care i-a dat-o Iisus, conștient fiind că el a fost constituit ca președintele colegiului apostolilor, poate că el, chiar dacă înainte a avut momente de îndoială, de șovăială și l-a trădat pe Iisus, el ar fi spus, fraților, hai să terminăm cu aceste gânduri și cu aceste plângeri. Hai să ne apucăm de treabă, hai să punem în practică ceea ce ne-a învățat Iisus, hai să ieșim. Acesta era momentul pe care l-am auzit relatat și în prima lectură de astăzi. Apostolii, când a sosit ziua Rusaliilor, era sărbătoarea evreiască, toți erau adunați în același loc. Și dintr-o dată s-a iscat din cer un vuiet ca la venirea unei vijelii puternice.
și au umplut întreaga casă în care stăteau. Le-a apărut niște limbi de foc care s-au așezat împărțite asupra fiecăruia dintre ei și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în așa fel încât toți îi înțelegeau, chiar dacă la Ierusalim erau mai multe națiuni. Iată evenimentul pe care îl celebrăm astăzi. Și vedeți și acest decor frumos aici în catedrală vrea să ne amintească de această scenă, de acest eveniment istoric întâmplat la Ierusalim. Iată, din acel moment când Duhul Sfânt s-a coborât asupra lor, apostolii amintindu-și și de altă scenă când Hristos le promisese pe Duhul Sfânt, amintindu-și și de ceea ce am auzit în Evanghelia de astăzi, când Mântuitorul a apărut în fața lor, în cenacul unde ușile erau închise, unde ei stăteau din nou închiși din față, din frica iudeilor și le-a spus pace vouă, a suflat asupra lor și l-a dat pe Duhul Sfânt, în puterea căruia ei aveau posibilitatea să ierte păcatele și să sfințească pe oameni. Din acel moment al coborârii Duhului Sfânt asupra apostolilor, iată, ei sunt transformați. Ei devin alți oameni. Dacă mai înainte, și să ne amintim de zilele patimilor, au fugit toți și Petru îl trădează și îl neagă pe Hristos de 3 ori, iată că acum, după revărsarea Duhului Sfânt, după ce ei primesc darurile Duhului Sfânt și roadele darurilor Duhului Sfânt, iată că ei au curaj, transformați fiind de acest foc dumnezeiesc care ars în ei tot ceea ce era vechi și a înnoit inima lor, iată, ei ies în lume și plini de curaj vestesc Evanghelia. Duc mai departe mesajul iubirii pe care l-au primit de la Hristos. Chiar cu toate dificultățile care n-au întârziat să apară, imediat vă amintiți cum ei, apostolii, au fost persecutați, cum ei au fost închiși. Chiar Saul, care a devenit mai târziu Paul, era unul dintre cei mai aprigi persecutori ai acestui grup și acestor noi comunități care au luat naștere. Ei aveau curaj, pentru că au fost umpluți de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a revărsat asupra lor și ei au fost transformați, au primit curaj ca să trăiască ceea ce i-a învățat Hristos, ca să mărturisească ceea ce i-a învățat Hristos, ca să-i aducă pe oameni la Hristos. Iubiți credincioși, gândindu-ne la situația pe care biserica și lumea de astăzi o trăiește, am putea avea și noi aceleași simțăminte și aceleași atitudini pe care le-au avut apostolii înainte de venirea Duhului Sfânt. Economia este în criză. Pacea este amenințată. Făcătorii de pace sunt călcați în picioare. Pretutindeni, egoism, ură, gelozie, individualism și așa mai departe. Iar dacă ne gândim la biserică, dacă ne gândim la ceea ce
A voit Hristos ca cei care îi primesc mesajul Lui să fie toți una, ca toți să fie una. Dacă ne gândim la rugăciunea pe care Iisus a pronunțat-o împreună cu apostolii, în fața apostolilor, către Tatăl Ceresc și i-a rugat ca toți să fie una, precum Tu, Tată, și cu mine una suntem, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Dacă ne gândim la biserica, la modul în care creștinismul există și trăiește astăzi, am putea și noi să spunem ce s-a ales de Hristos și de învățătura Lui. Am putea să fim descurajați, am putea să fim ca și apostolii niște plângăcioși și eventual dubiile să ne cuprindă mai tare și să lăsăm deoparte ceea ce ne-a învățat Hristos și speranța pe care El a încercat să ne o transmită să se stingă încet, încet. Ei bine, dacă se întâmplă cu noi același lucru, dacă în Biserica lui Hristos există astfel de atitudini, atunci înseamnă că Duhul Sfânt încă nu ne-a cuprins total. Înseamnă că Duhul Sfânt cu darurile sale nu sălășuiește în noi, în totalitate. Și de aceea e necesar ca să Îl rugăm, trimite, Doamne, Duhul Tău și fața pământului se va reînnoi. E atât de frumos acest imn care a fost proclamat înainte de Evanghelie. Vino, Duhule Preasfânt, trimite pe pământ a Ta luminoasă rază, bunule mângâietor, oaspete prea iubitor. Îl știu pe de rost încă din anii seminarului în limba latină. E atât de frumos și atât de înălțător și încurajator acest imn. Iată, e nevoie, iubiți credincioși, ca să apelăm la Duhul Sfânt, la Duhul Mângâietor, la Duhul Sfințitor, El să scoată din inimile noastre tot ceea ce este vechi, tot ceea ce este putred, tot ceea ce nu este în concordanță cu Spiritul lui Hristos. Dacă Occidentul nu mai este ceea ce ar trebui să fie, acest lucru se datorează faptului că s-a uitat de filozofia greacă, filozofia ființei. Ființa nu mai are valoarea pe care ar trebui să o aibă, uităm deseori acest lucru. S-a uitat de dreptul roman, vedem pretutindeni nedreptăți, inegalități, lipsă de solidaritate, lipsă de fraternitate și s-a uitat de doctrina creștină, de esența doctrinii creștine, aceea privitoare la iubire. Iubirea care trebuie să sălășuiască în inimile noastre, iubirea care trebuie să ne antreneze și să ne facă pe toți una. Iată de ce, iubiți credincioși, Papa, prin gestul pe care îl face astăzi, în fața lumii întregi, sunt sigur că toate televiziunile se vor îmbulzi ca să transmită acest eveniment. Prin întâlnirea pe care o va avea cu președintele Israelului și al Palestinei, a voit să facă acest gest pentru a arăta lumii că nu totul este pierdut, că speranța trebuie să se aprindă în inimile noastre, dar e necesară o convertire a inimii, o convertire a lumii care trebuie să înceapă de la unul fiecare dintre noi. Aseară
aici, în această catedrală, un grup de tineri din Iași au participat la o veghe de rugăciune, așa cum s-a făcut și în alte părți, exact în același decor. Și s-au făcut rugăciuni pentru toate necesitățile lumii, ale bisericii și a fiecăruia în parte. Și apoi fiecare a fost invitat de către Părintele Cristi Bârnat, care a condus întâlnirea, veghea de rugăciune, a fost invitat să tragă un bilețel. Iată, am tras și eu. Și nu știu dacă este întâmplare, îl am pe acela care se referă la sfatul, la darul înțelegerii, care este tocmai aici, în fața acestui pupitru. Vino Duh al înțelegerii, fă-ne să știm să privim în adevăr inima noastră, ca să descoperim prezența lui Dumnezeu. Fii tu maestrul și învățătorul interior, care să ne ducă la tot adevărul și să ne învețe să-L înțelegem pe Dumnezeu și planul Său de iubire pe care îl are cu noi și cu lumea întreagă. Aceasta să fie și rugăciunea noastră, rugăciunea fiecăruia dintre noi, și să-L rugăm pe Dumnezeu, să rugăm pe Duhul Sfânt să coboare asupra noastră cu toate darurile sale și cu toate roadele darurilor sale, pacea, bucuria, bunătatea, generozitatea și așa mai departe. Și cuprinși de acest spirit al lui Hristos, de acest Duh Sfânt al lui Hristos, să putem trăi în lume ca adevărați ucenici ai lui Hristos. Amin. Hristos s-a înălțat.